Organizația Dreptul la Dreptate, o cunoașteți. Da. Spuneți, vă rog. De cine organizația, cine conduce asta? Grigorciuc. Am auzit, da. Dar nu aveți... Nu am nici legătură, niciodată, nu am avut niciodată. Cu Pavel Grigorciuc, ce relație aveți? Nu am nicio relație cu Pavel Grigorciuc. Numai odată Pavel Grigorciuc a fost la audiența mea, după când a ridicat problemele de deținuți politici, asta a fost un sau două ani în urmă. Mai mult niciodată, nu am vorbit, nici am comunicat, nici am văzut. Nu v-a telefonat niciodată? Dar eu nu am telefonul lui. Păi el spune că vă telefonează, comunică, are părghii, influență. Eu poate spune ce vrei, dar el trebuie arăta măcar un mesaj sau măcar o dată că eu am vorbit cu tine la telefon. Eu nu am telefonul lui. Despre listele întocmite de Pavel Grigorciuc, ce ține de dosarele pretinse, da, politice. Asta nu Pavel Grigorciuc, dar Pavel Grigorciuc sau cine acolo a semnat, a expediat în Procuratură Generală lista care a fost format ieșind din opinia publică, ieșind din diferite plângeri care eu acolo acumulat, adunat. Și dumneavoastră ați luat o atitudine pe, în baza acestei liste, ați luat decizii? Da, sigur. Nu cum a luat. Da, eu am creat o comisie și am pus o sarcină, a studiat fiecare dosar penal și vine cu propunere. Deci erau mai mult politici sau economici totodată? Crime? O parte a fost politici, o parte a fost economici. Spre exemplu, economici a fost acolo, care dosar a fost acolo economici? A fost niște businessman care a stat în pușcărie câte un an. Dar nici de cum nu sunt politici persecutați. Nu, și foarte greu spun. Oamenii au fost implicați în politică sau nu, dar în orice caz, nu am examinat asta din toate aspectele, inclusiv implicarea lor în politică sau persecutarea din motivele politice. Deci ce se vehiculează, precum că Pavel Grigorciuc aranja, rezolva probleme pe intermediul dumneavoastră? Pavel Grigorciuc niciodată, în afară de scrisoarea asta, nu a adresat la mine și niciodată nu a apelat. În afară că undeva se apare în Facebook. Și nici nu v-ați întâlnit niciodată? Niciodată nu am întâlnit, în afară că o întâlnire care a avut în biroul meu, în sediul meu de serviciu. Mulțumesc mult!